La Muzeul de Istorie din Chișinău, în sala panoramică a turnului de apă, a fost organizat un eveniment cultural cu genericul Obiceiuri și tradiții de hram. Manifestarea a avut ca scop promovarea și prezentarea valorilor și tradițiilor naționale. La eveniment au participat și femeile din ansamblul Șezătoarea Basarabia, cunoscute pentru că brodează cămașa tradițională cu altiță. Activez în Șezătoarea Basarabia începând din 2018 toamna, la sfârșitul anului, și în acest răstimp atât de mult m-am îndrăgostit de această pasiune de a coase, de a broda cămașe naționale, căci până în ziua de azi tot brodez și brodez, nu mă pot lăsa de brodat. Raisa Lungu, meșter popular în vârstă de 66 de ani, și-a prezentat în expoziție covorul Turnul de Apă, țesut manual timp de 8 luni. Covorul a fost donat Muzeului Orașului. E micălos de lucru, dar dacă pui dragoste și ți-e dragă și ți-e place, eu de acasă, de la mama, sunt învățată și a alege la covor șățe, la cătrințe, la brâie, prosoape, și de când sunt șezătoare Basarabie și brodez la cos, la cămașa cu altiță. Încercăm în cadrul muzeului să promovăm istoria orașului nostru, istoria care este legată de strămoșii noștri. Avem o dorință că muzeul să fie dezvoltat și trecutul care aparține nouă se aparține și generațiilor viitoare. Evenimentul este la prima ediție și organizatorii speră să devină o tradiție de hramul Chișinăului.